Astăzi se propovăduiește și mulți cred așa. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7. Hristos, Paștele nostru. Bine, dar eu cred un pic altfel. Cred început cu versetul 1. Pentru că Pavel, de la versetul 1, a început să spună ceva și după versetul 7 a continuat. În ziua de azi, unii predicatori spun că atunci când a venit Anania și Safira, Petru s-a aprins și pur și simplu i-a omorât. Săracii oameni, a plestit inima în ei și asta a fost. Este foarte interesant. Citești ce zice Pavel, el la fel s-a prins. El spune, dacă în adunarea voastră sunt curvari, eu i-aș preda anatemei. Ce înseamnă anatema? Predat blestemului, predat lui Satan. Pavel continuă și spune, să nu vorbiți cu cei ce au păcate și nu renunță la ele și să-i dați afară din biserică. Așa scrie în Bibliile voastre? Sunt eu mai dur sau poate Pavel și Petru nu au înțeles ceva? Au scris Biblia și nu au înțeles ce au scris. Iar pe lângă asta, în mijlocul capitolului, Pavel a introdus versetul, Hristos este Paștele nostru. Prindeți ideea? Din ce spune Pavel, reiese că dacă omul curvește sau are alte păcate, Hristos nu mai este Paște. Pentru că prin păcatele sale, omul se separă de biserică. El poate să fie fizic în biserică, dar duhovnicește se dă deoparte și nu mai este sub protecția sângelui lui Hristos. Amin. De aceea, cred așa cum a crezut Petru, cred așa cum a crezut Pavel. Astăzi pot să spun că în biserica aceasta și în bisericile noastre sunt foarte puține divorțuri, ori curvii, sunt cazuri izolate. Și vă spun deschis că vă voi da pe mâna Satanei în baza cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Am făcut aceste lucruri de mai multe ori. Am spus, am avertizat, acest lucru funcționează. În ziua de azi există multe astfel de adunări unde sunt doar curvari, divorțați, distracții și ei spun, Dumnezeu iubește, aceasta este biserică de legaliști, farisei. Dar cine este cu adevărat fariseu? Cei care sunt fățarnici, cei care scot din context un verset și spun, Hristos este Paștele nostru, dar ignoră ce este scris până la acel verset, ignoră ce este scris după acel verset. Este corect sau nu? Oamenii îmi spun adesea, pastore, ești atât de categoric, o să plec în altă biserică, unde oamenii sunt mângâiați pe cap, unde le se spune că pot să facă ce vor, totul este în regulă. Doar să vii la biserică, va fi bine, Dumnezeu iubește pe toți, îi va mântui pe toți, în general suntem desăvârșiți, cu toți trăim prin har și toate problemele sunt rezolvate. Noi am spus că Iisus este Dumnezeu nostru și toate problemele sunt rezolvate. Azi sunt destule astfel de învățători și curente. Dar este o problemă. Dumnezeu nu este de acord cu asta. Apostolii nu sunt de acord cu asta. Iisus nu este de acord. Iisus se adresează bisericii din Sardes în Apocalipsa capitolul 3 și spune, tu porți numele de parcă ești viu, dar ești mort. Acest lucru este în versetul 2. Pentru că faptele pe care le faci, fiind în biserică, nu sunt desăvârșite. Înseamnă că există desăvârșire. Există fapte desăvârșite, dar există și nedesăvârșire. Dumnezeu spune de la început, fiți desăvârșiți, după cum eu sunt desăvârșit. Amin. Poți sau nu să ajungi la așa ceva? Asta înseamnă Paștele în viața noastră, Iisus, Cel care ne aduce la desăvârșire. Amin. Amin.